Bine v-am prieteni! Ce se ascunde în spatele acestor referendumuri din Herson, din Zaporojie, din Lugas, din Donesc? Da? Și de ce, dintr-o dată, este o așa învălmășală? Dacă vă amintiți, acum vreo două sau trei zile, cei din Donesc au spus vrem să intrăm sub umbrela nucleară a Federației Ruse. Pe de altă parte, Federația Rusă intervine prin Pescov, care spune sigur că da, vor fi primiți, și prin Medvedev, care vine cu un semnal extrem de puternic, luat în seamă probabil pe canalele discrete, dar o să vedem și despre asta, despre ce e vorba. Sigur că da, în momentul în care vor fi partea Federației Ruse, doctrina noastră militară, dacă spațiul ăsta rusez este atacat, doctrina militară, deci, ne permite să folosim arme nucleare. Asta ce înseamnă? Că Putin este cu spatele la zid. Se bazează pe 2, 3, 4, 5, cât s-o fi, bun, are îndoierile lui vis-a-vis -vis de acel comitet nuclear, nu știu cum să-l numesc altfel, lumea își pune speranțele în faptul că oamenii de la comanda nucleară nu vor fi atât de, de, de nebuni, de idioți, încât să-și omoare și familiile lor și atunci Putin este cu spatele la zid. Ce face? Un șantaj nuclear. Cum? Hersonu, Luganscu, Zaporoje, Donescu, iată, au spus foarte clar că vor să fie partea Federației Ruse. Noi am spus, vă primim cu tot dragul. Cine ne atacă are de-a face cu doctrina noastră nucleară. Hopa! Va avea curajul Putin să facă asta? Eu totuși mă îndoiesc. Poate că... Una, două arme nucleare tactice, adică din alea mici, folosite mai mult demonstrativ, fără victime sau fără daune majore, puse într-un într câmp pe care le-ai făcut praf după aia pentru zeci de ani, sau poate chiar în mijlocul Mării Negre, într-un într spațiu nealocat de unei națiuni, ca să nu poată fi uh, uh, pus și mai tare cu spatele la zid, s-ar putea ca Putin să, să apese pe buton. Însă, Există totuși canale discrete. Și mă gândesc că n-ar vrea Putin, de exemplu, să rămână fără sateliți. Pentru că tehnologia modernă nu a fost dezvoltată în Rusia, ci în Occident. Occidentul ăsta așa mai necăjit, dependent, prostește de, de, fosilele rusești, de toate porcăriile astea care vin din Rusia, da? măcar și-a dezvoltat acea tehnologie. Am văzut apoi, și este clar că semnalele erau deja cunoscute de câteva zile, pasul foarte curajos făcut de Turcia, care a spus foarte clar, nu doar că oprești războiul, restitui inclusiv peninsula Crimea, Ucrainei. Un semnal de la o țară care părea așa un fel de semi-aliat, cu fundul în două luntri, semi-aliat și cu Occidentul și cu Rusia. China însăși a făcut pasul înapoi. Adică în loc de, de marile uh, declarații, efuziunile extraordinare pe care Putin le aștepta de la Xi, da? la acel, uh, o să zic, congres al asiaticilor, iată că a primit uh, două trei declarații mai mult conjuncturale, de curtoazie și cam atât. De ce? În momentul în care a apăsat butonul nuclear, istoria lumii se schimbă. Aici nu mai vorbim despre cruciade sau despre un război cu tancuri sau cu mortiere. Vorbim despre securitatea globală. Ori, indiferent cât de mult ai ține tu la Putin, cât de mult ai ură America, mai întâi te gândești la familia ta. Într-o iarnă nucleară, nu știu cine scapă. Sau, dacă scapă, scapă la nimereală, nu scapă pe bază de etnie, religie. Ideologie sau mai știu eu ce, scapă pe bază de geografie. Ori geografia este cam deficitară în cazul prietenilor lui Putin. Ce se poate întâmpla? Unde se poate ajunge? În primul rând, se va ajunge la o iarnă foarte rece în Europa. Putin investește acum sume imense, cele 300 de milioane de dolari găsite deocamdată da, pentru finanțarea, tot felul de partide, organizații, tot felul de verzuri din ăștia, cine știe cât o fi în România, pe ascuns, pe tot felul de, de de genul ăsta, 300 de milioane de euro de dolari a băgat Putin doar în organizațiile care pot face mișcări sociale în Europa. Sigur, contează să ieși în stradă și după o grămadă de nevolnici ai sorții vor ieși după tine crezând că tu, a plătit de Rusia, ă, vrei binele poporului, vrei binele lumii, te-ai săturat să-ți fie frig în casă, te-ai săturat să fie benzina scumpă, nu mai poți plăti lumina, ce se întâmplă, gata, jos guvernul, dă ciocanul, ia coasa și du-te la luptă. E bine, pentru toate chestiile astea, Putin îl va premia, nu te va premia pe tine, îl va premia pe ăla care a organizat toată răscoala. Îți aduc aminte, da, multe dintre partidele comuniste, sau câteva, mai să fiu mai exact, din partidele comuniste, Cehia, Suedia, tot felul de astea, sunt apropiate de ceea ce spune Putin. Nu spun trăiască Putin, nu spun trăiască Rusia. Dar în Suedia, de exemplu, Partidul Comunist a spus foarte clar A, nu ne trebuie NATO, nu, nu vrem NATO, nu ne interesează NATO, vai, dar noi suntem să rămânem într-o neutralitate de aia destul de, 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 de în ala de ala de a numit Lopoșă. Adică, nu folosește la nimic. Da? Moliciune. Va urma iarna asta grea. Probabil 2023 va fi, după ce ne-am obișnuit cu confortul, cu tot felul de, de lucruri de astea bune pentru viața noastră, va fi anul sărăciei extreme. Ok? Rusul nu are nicio treabă, bea 200 de vodcă. Rușii oricum nu sunt obișnuiți cu civilizația, mai mult în. în Moscova, Sankt Petersburg, încă două-trei orașe și cam atât. Acolo sunt locuri, sunt țări care au dispărut prin anii 70, țărișoare mici, tot felul de, de gâlme de alea nomade, practic, nu poți să spui identitate, da? cu, cu o identitate incertă, mai bine spus, care au intrat sub patronajul Partidului Comunist din Uniunea sovietică și pur și simplu au rămas fără aspirații. Pentru ei, o vacă bună, o cămilă, un iac, ha, toate astea sunt niște aspirații la care odată ajungi. Ok, nu mai ai ce face. Nu, nu, nu se mai poate merge în sus. Va scăpa Europa de dependența rusească? Hai să zicem că va scăpa. Nu va fi ușor. 5 ani, 10 ani. Are curajul Putin să șantajeze la acest nivel lumea civilizată cu arma nucleară? Aici iarăși începe o discuție. Șantajează pentru că vrea într-adevăr victoria sau șantajează de frica ceaiului greșit pe care dintr-o dată l-a băut și a intrat direct în terapie intensivă la revedere pa două bulevarde cu numele lui și l-am îngropat. Pentru că de obicei și dacă te uiți în istoria Rusiei cu atât mai mult, nici un țar n-a murit fără ca măcar unul de lângă tronul țarului să împingă scaunul peste prăpastie. De la Stalin, de la cine vrei tu, sunt obișnuiți să se taie între ei. Pentru că aici nu mai discutăm despre bani, despre influență, discutăm despre putere. O Rusia nu are în ideologia ei, în istoria ei, alt numitor comun decât puterea. Puterea discreționară. Credeți că au nevoie de, de Europa, practic? Nu. Ei, dacă au nevoie de Europa, au nevoie să bea o cafea la Milano, să-și cumpere niște rochi să sară acolo, da, să meargă pe șom, să să vadă și ei cum arată un oraș adevărat și eventual să plimbe prin țările baltice, așa cu nostalgia că, bă, o dată a fost sub cu nostru. Atât. N-au ce resurse lua din, din, din Europa. Înțelegi? Dar puterea. Și puterea asta contrapusă cumva spațiului american. De ce este spațiul american diavolizat? pot să zic așa, diavolizat, nu diabolizat, m-am jucat un pic cu limba română, de partea asta necivilizată a lumii. În momentul când există un progres pe care tu nu poți să-l atingi, începi să urăști dacă ești prost. Partea asta de civilizată a lumii, cei care urăsc America, o fac pentru că nu înțeleg ce înseamnă antreprenoriat, ce înseamnă reușita prin forțe proprii sau foamea prin forțe proprii. Forțe, ghilimele, da? Adică spațiul ăsta libertății pentru foarte multă lume este un spațiu interzis. Cum adică, domnule? Și de acolo vin o mulțime de, o mulțime de legende. Te lasă să mor pe stradă dacă nu ai asigurare. Fals mai repede mori, acum nu vreau să zic cu păcat, în unele țări din Europa de Est, unde s-au făcut și filme cu moartea domnului Lăzărescu de... Da? Nu vreau să contrapun asta. Bun. Acolo se împușcă lumea pe stradă. Sunt cazuri de astea, izolate, din ce în ce mai multe. Dar dacă te uiți la morți din spitale, din șosele, de mai știu eu ce, nu discutăm o comparație cu țările necivilizate. Că dacă facem comparația cu Rusia, mai mulți mor în Rusia de ciroză alcoolică, de 10 ori mai mulți decât mor americani împușcați. Înțelegeți? Din toate legendele astea, foarte, foarte bine condimentate, foarte bine plătite, există ferme de troli care iau pur și simplu prin inteligența artificială, prin tot felul de, 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 de formule tehnice, iau și Picură acolo, pic, 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 picătura acea chinezească spurcată a conspirațiilor. Ce ar trebui să facem noi? Uite, în limba mușlimba pentru că nu vreau să dau exemple de aici. Da? Dar ce ar trebui să facem noi, europeni, o să zic de data asta? Vor fi între noi o grămadă de conspiraționiști. Vor fi între noi o grămadă de speriați, unii de bună credință speriați, alții pentru că e bine să fie speriați ca să sperie și pe alții. Bun? În momentul în care s-ar declanșa o un strat, un strat superior al conflictului o să vedeți cum se activează peste tot în Europa oamenii care au stat până acum la naftalină, ca să-l citesc pe un oficial ucrainean Naftalină de aia politică, o mulțime de oameni care au fost la un moment dat celebri, au avut propria lor celebritate prin politică, da, de la Marga până la cine vrei tu, la Meneșon Zemur, Le Pen, da, o să vedeți partide întregi care vor ieși și nu vor spune că rădăm fric din cauza rușilor, ci vor spune că să terminăm cu sancțiunile, îți mai, mai fac mai mult rău decât bine. Înțelegeți? De ce? Pentru că astea vor fi narativele principale ale Kremlinului. Nu suferim din cauza sancțiunilor voastre, voi suferiți din cauza sancțiunilor, sunteți fraieri, mergeți pe mâna americanilor, o să vedeți voi că mai bine era să aveți relații bune cu noi, cu rușii, decât să vă luați după americani. Adică se va întâmpla ceea ce URSS-ul încearcă de decenii, practic din 45, 44-45, da? să îndepărteze lumea europeană de aliatul ei natural, Statele Unite. Și când am spus din 44-45, aș vrea să mă duc un pic mai încolo la tot felul de comentarii care încep să apară de câte, vor, de câte ori vorbești de succident. Ăștia că ne-au vândut, că ne-au făcut. Nu ne-au vândut, dragă, ne-au vândut noi. Și în cazul României ne-am vândut noi, prin Antonescu, Garda de Fier și tot felul de lucruri. De ce Churchill a trebuit să facă șervețelul ăla geopolitic? Pentru că URSS-ul de atunci da, avea planuri concrete de invadare a întregii Europe, paradoxal, cu echipament american, dat de americani în 41 ca să reziste uh, mujicii ăia, votcari, uh, ofensivei lui Hitler, da? și după ce s-au văzut cu, cal, cu, cu toate în căruță, urss a spus, este momentul perfect să pârjolim Europa și să o facem roșie, ca sângele și ca steagul partidului nostru comunist. De acolo au venit. Dacă credeți că Putem sta fără greșeală noi ăștia din Est. Polonezii posta sta într-adevăr drept în fața istoriei, dar noi o secundă n-am făcut vreun compromis cu Rușii sau cu Hitler, dar noi ăștia alții le-am cam făcut. Ei bine, de ce e de, ce de spus chestia asta? Ca să rezistăm cu toții tăvălugului de fake news-uri care vor veni. Unele vor fi anti-americane, altele vor fi autoctoniste, altele vor fi pur și simplu uh, roexiste, uh, natoexiste, da, într-un fel de singurătate de aia în care nu e așa de din obiect de negociere. Ești acolo pe meniu. Asta vor multe la noi. O să-i vedeți în curând, urlând că vor siguranță. Siguranța că nu mai fac parte din lumea civilizată. O să-i vedeți.